Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu trăi ghidat de sentimente. Ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați. Filipeni capitolul 1, versetul 10. Dumnezeu ne-a dat sentimente și nu trebuie să ne rușinăm niciodată de asta. Ele ne pot avertiza cu privire la anumite pericole și ne pot deschide ochii alteori. Dumnezeu se folosește de fapt de sentimentele noastre pentru a ne apropia de El și pentru a ne atrage atenția asupra domeniilor din viața noastră care trebuie supuse Duhului Său Celui Sfânt. Sentimentele sunt subiective însă și nu ne putem încrede în ele de fiecare dată. Un consilier spunea, când vechile sentimente se strecoară din nou, resimțim teamă, rușine, deznădejde, faptul că nu suntem destul de buni, că nu putem fi iubiți, că suntem victime, că suntem neajutorați și detestabili. Aceste reacții pot fi declanșate de un eveniment, de sfârșitul unei relații, de stres, de problemele de la locul de muncă și de acasă, de perioadele de schimbare sau de boală. Și uneori, aceste sentimente se întorc fără niciun motiv. Am încheiat citatul. Trebuie să-ți testezi sentimentele, căci altfel vei ajunge să trăiești o viață de curvie, necurăție, patimă, poftărea și lăcomie, cum scrie în Coloseni capitolul 3, versetul 5. Poate fi un dezastru să te porți, ținând cont doar de ceea ce vezi, auzi și simți. În loc să reacționezi la sentimente, trebuie să înveți să acționezi conform cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o regulă de aur și ea nu se schimbă niciodată. De exemplu, chiar dacă ai impresia că poți umbla pe apă, o poți face numai dacă Dumnezeu te-a chemat să te dai jos din corabie. Apostolul Pavel scria în Filipeni capitolul 1, versetele 9 și 10, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese. Concluzie. Tu nu ești definit de sentimente, ești definit de ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Te simți poate fără valoare, dar Dumnezeu spune, ai preț în ochii mei și te iubesc. Isaia capitolul 43, versetul 4. Ori poate că te simți un ratat, dar Dumnezeu îți amintește, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Romani capitolul 8, primul verset.